remarcă ironică la adresa lui Neluțu Varga Ropo. După ce am urmărit, pare a fi un așa pic, puțin... O înțepătură. O înțepătură, da, dar greu să ne exprimăm noi și să știm exact ce a vrut să zică sau cum a, da. cum a gândit. Dar formularea exactă, da, cam asta arată. Important e, scuză-mă, important e cum a perceput-o domnul Varga. Păi vă spun imediat. Cred că asta vrei să ne spui. Exact, să vă citesc reacția domnului Năluțu Varga pe ProSport. Îi transmit domnului Șucu că până să ajungă la performanța clubului CFR mai este mult. N-am înțeles reacția lui. Probabil s-a urcat la cap de la Imperiul Cățelușilor că este leu, dar nu este așa. Dânsul n-a demonstrat nimic în sport deocamdată. La sport trebuie să demonstrezi prin performanțe, nu să vorbești. Nu prin speech ajungi campion, ci prin multă muncă. Mai are mult până să ajungă la investițiile noastre, cu tot respectul pentru clubul Rapid. Deocamdată domnul Șucu este doar un începător în fotbal, aflat la prima conferință. Probabil dânsul crede că mediul de afaceri este doar în Bulgaria și în România. Nu e frumos să mă subestimez, eu nu fac așa ceva. Nu înseamnă nimic faptul că dânsul nu a auzit de mine. Și mă rog, după aia Neluțu Varga a mai avut niște reacții și pe alte posturi, alte canale media. Foarte iritat Varga, mi se pare, domnule Bivolă. Da, ce să spun, exact ce spuneam înainte de a citi tu declarația. Nu i-a căzut bine domnului Varga,